Episcopia Romano-catolică de Iași a primit de la Vatican avizul prin care Sfântul Scaun a aprobat data proclamării episcopului Anton Durcovici ca fericit în centrul Episcopiei de Iași a slujit la Iași în Catedrala Veche, unde acum se află o placă în cinstea lui și o urnă cu pământul din locul unde se presupune că i-a fost aruncat trupul la groapa comună. Episcopul Anton Durcovici va fi ridicat la cinstea altarelor ca fericit la 17 mai 2014, exact în ziua lui de naștere. E o împlinire a rugăciunilor și a dorințelor tuturor de aici din dieceza de Iași, dar nu numai din dieceza de Iași, ci și din arhidieceza de București, pentru că el la un moment dat a fost numit și pentru arhidieceza de București. București, practic conducea două episcopii, cea de Iași și cea de București și în același timp o bucurie și pentru locul său de naștere, Austria, Bad Doici, Altenburg vor fi delegați și de acolo din Viena din Austria, care vor veni la acest eveniment al beatificării de pe 17 mai. Odată declarat fericit, episcopul Anton Durcovici va fi înscris în rândul fericiților și sfinților Bisericii Catolice, introdus în calendarul Bisericii Locale și sărbătorit la 10 decembrie, ziua martiriului său. La ceremonia de beatificare sunt așteptate mii de persoane, iar acum se caută cea mai potrivită locație în Iași pentru a găzdui un asemenea eveniment. O parte din ei, cei mai în vârstă, l-au cunoscut scut pentru că episcopul atâta vreme cât a fost în Iași, numit episcop de Iași, a vizitat toate comunitățile, erau timpuri grele, timpul comunismului, episcopul la un moment dat credea că toți preoții vor fi arestați, ca atare el a vizitat comunitățile, i-a întărit în credință pe toți, i-a îndemnat să se roage și le-a spus să învețe adevărurile de bază și rugăciunile de bază, să învețe să boteze singuri pentru a fi pregătiți în momentul în care preoții vor fi luați să se poată descurca și să-și credința înainte, în zilele care vor urma. Anton Durcovici este al patrulea martir catolic din România din perioada prigoanei comuniste declarat fericit de către Biserica Catolică. Ultima beatificare a fost anul trecut la București când Vladimir Mirgica, preot romano-catolic și principe român, a fost declarat fericit.